și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Această duminică în care ne aflăm reprezintă prima dintre cele patru duminici care formează sezonul Adventului. Un sezon care precede sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos la 25 decembrie. În același timp, această duminică este și prima duminică a anului bisericesc 2016-2017. Pentru această duminică, textul Sfintei Scripturi pentru predică este din cartea profetului Ieremia, de la capitolul numărul 23, versetele de la 5 și până la 8. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin gura Sfântului Profet astfel: Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl voi da: Domnul, neprihănirea noastră. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice: viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem și vor locui în țara lor. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu spus de către Duhul Sfânt prin gura Sfântului Proroc Isaia. Aș vrea, înainte de a începe predicarea, să ne rugăm bunului Dumnezeu pentru ca El să ne dea harul Său, iar cuvântul lui Dumnezeu să zidească și să schimbe viața noastră pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, te rugăm, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să pui cuvântul acesta în inima noastră. Noi știm, Doamne, că este cuvântul Tău și adevărul Tău și știm că El este viu și lucrător în viața noastră. De aceea te rugăm ca prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să-L faci roditor în viața fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi să aibă har și puterea Ta să fie cu noi în fiecare clipă. Deschide-ne mințile, deschide-ne sufletul și ajută-ne să înțelegem și să primim acest cuvânt pentru gloria, pentru slava și pentru lauda numele Tău, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Atunci când Sfântul Profet Ieremia a scris sub inspirația Duhului Sfânt aceste versete, lumea în care el trăia se afla într-un dezastru total în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, dar și în ceea ce privește situația poporului evreu. Timp de secole, omul a respins pe Dumnezeu și s-a opus acestuia, chiar dacă, citim în paginile Sfintei Scripturi, Dumnezeu a trimis numeroși profeți să îl cheme pe om înapoi la ascultare. Cuvintele acestor oameni trimiși de Dumnezeu erau chiar cuvintele lui Dumnezeu, prin care poporul sfânt, poporul evreu, era chemat să asculte și să se închine Creatorului lor. Cu toate acestea, știm faptul că de cele mai multe ori, cuvintele sfinților proroci au fost primite cu ostilitate de către popor. Și pentru cei mai mulți din poporul Israel, cuvintele sfinților proroci nu au fost decât niște vorbe goale și fără însemnătate. Nu doar că poporul ales nu a dat niciun fel de atenție chemărilor lui Dumnezeu, dar după cum ne relatează Sfânta Scriptură, ei s-au adâncit în rătăcirea lor, slujind idolilor și adoptând învățături false. În mod sistematic, pentru secole în șir, ei l-au respins pe Dumnezeu. L-au respins pe adevăratul Dumnezeu, alegând să urmeze dumnezei falși, dumnezeii celor națiunilor care îi înconjurau. Au găsit că este mult mai de dorit să urmeze ceea ce le dictează propria rațiune și propriile emoții,
în loc să urmeze înțelepciunea creatorului lor. Așadar, au ales să se închine zeilor falși ai vecinilor lor păgâni. Ba mai mult, au ridicat altare acestor dumnezei falși chiar în interiorul templului din Ierusalim, templu care era casa lui Dumnezeu cel viu și pe care împăratul Solomon îl construise pentru a-l glorifica pe bunul Dumnezeu. Acest lucru nu este practic o noutate. Ceea ce se întâmpla cu poporul evreu este aproape identic cu ceea ce s-a întâmplat cu omenirea în general. În mod sistematic, de la căderea în păcat a lui Adam, omul a preferat să trăiască în propria sa împărăție, o împărăție creată după propriile lui reguli, în loc să trăiască în împărăția lui Dumnezeu, urmând regulile lui Dumnezeu, adică legea lui Dumnezeu. Practic, omul a preferat să-și creeze o împărăție după chipul și asemănarea sa păcătoasă, decât să urmeze învățătura, regulile și să trăiască în împărăția Creatorului său. Omul își găsește plăcerea în a trăi în păcat și în robia diavolului. De aceea, secole de-a rândul, omul a respins tot timpul chemarea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că imediat după căderea în păcat a omului, datorită ignorării înțelepciunii lui Dumnezeu, pentru că ne aducem aminte faptul că omul a decis să asculte de înțelepciunea diavolului și a pus înțelepciunea diavolului în comparație cu propriile lui viziuni și astfel a decis că este mai bine să asculte de această ispită decât să urmeze înțelepciunea lui Dumnezeu, omul practic a încălcat porunca lui Dumnezeu. Iar datorită încălcării acestei porunci, Dumnezeu a pus întreaga creațiune sub blestem, iar omul a ajuns în robia păcatului. Este însă cu adevărat minunat faptul că exact în acele momente în care Dumnezeu blestema creația și omul era, omului îi se punea în față situația în care se afla și pedeapsa pe care avea să o trăiască, Dumnezeu i-a dat omului și protoevanghelia, adică prima promisiune de salvare din această situație critică în care abia căzuse. Atunci, deși ofensat de păcatul grav al omului, Dumnezeu, în mijlocul blestemului datorat păcatului, i-a adus omului prima speranță a salvării. Iar acest lucru îl citim în Geneza, capitolul 3, versetul 15, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, chiar ne redă chiar cuvintele a Totputernicului Dumnezeu, care spune: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. După ce omul a fost alungat din Eden datorită răzvătirii sale, Dumnezeu a căutat necontenit să-l cheme pe om la ascultare. Atracția față de plăcerile oferite de păcat și moartea spirituală datorată robiei păcatului l-au făcut însă pe om să refuze sistematic chemarea plină de dragostea lui Dumnezeu, o chemare la ascultare și la închinare față de adevăratul Dumnezeu. Deoarece împietria omului, datorată morții în păcat, era impenetrabilă, omul era complet insensibil la vocea lui Dumnezeu. Acesta din urmă, pentru a atrage atenția omului asupra dezastrului spiritual în care trăia, a permis, nu de puține ori,
ca asupra poporului lui Israel să se abată lucruri înspăimântătoare, lucruri îngrozitoare. Nu de puține ori citim în Sfânta Scriptură faptul că de-a lungul secolelor poporul Israel a fost supus autorității vecinilor săi păgâni, aspect care a culminat cu distrugerea Ierusalimului și cu ducerea lor în robia asiriană, respectiv, nu mult după acest episod, ducerea a celor rămași în țara promisă, în robia babiloniană. Astfel, națiunea aleasă a fost decimată și dusă în stăpânirea unor străini departe de templul din Ierusalim, care, cel puțin pentru un timp, la un moment dat, a reprezentat practic prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Cam acesta era contextul în care a trăit Sfântul Profet Ieremia, un profet care a plâns amarnic această dramă a neascultării poporului Israel. Totuși, în mijlocul acestui dezastru, din toate punctele de vedere, Sfântul Profet scrie un mesaj plin de speranță și spune: iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odrază neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea lui Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos și a dus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte, din care și din toate țările în care îi risipisem, și vor locui în țara lor. Acesta este cu adevărat un mesaj emoționant și a fost scris sub inspirația Duhului Sfânt într-un timp în care moștenitorul tronului lui David se afla prizonier la un popor străin. Templul din Ierusalim, care, așa cum am spus, reprezenta cel puțin la un moment dat prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, era acum jefuit și devastat. Iar poporul evreu, poporul ales, era împrăștiat departe de țara promisă atunci când Dumnezeu i-a eliberat din robia egipteană. În astfel de condiții, Dumnezeu promite poporului său faptul că acest dezastru fără precedent nu va rămâne așa pentru totdeauna. Dumnezeu promite faptul că va veni o zi în care tronul va reveni adevăratului rege al Ierusalimului, care va pune capăt robiei și dezastrului. Profetul Ieremia ne spune faptul că această rămășiță care va fi eliberată va purta numele Domnul neprihănirea noastră, așa cum citim în versetul numărul 6 din capitolul 23. Acest lucru este foarte interesant dacă ținem cont de faptul că la vremea respectivă țara și cei care mai rămăseseră în țară erau conduși de un rege marionetă, un rege pus de către cei care cuceriseră țara. Numele lui era Zedechia, ceea ce tradus înseamnă exact: Dumnezeu este neprihănirea noastră. În ciuda acestui lucru, acest împărat a fost un împărat care și-a bătut joc de însemnătatea numelui său, așa cum ne spune Sfânta Scriptură. El a făcut ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Poporul lui Israel nu mai avea niciun fel de neprihănire la momentul respectiv. Legea lui Dumnezeu era realmente uitată și călcată în picioare în fiecare poruncă a ei în parte. Israeliții erau oameni idolatri, urmau tradițiile păgâne ale vecinilor lor.
Erau tradiții pline de curvie, de ucideri, de minciună, de răutate și de tot felul de alte lucruri care erau împotriva lui Dumnezeu. Cât despre neprihănirea lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu. Acesta ajunsese cu adevărat, cu desăvârșire, am putea spune, uitat de către acest popor. Oamenii se aflau sub condamnarea lui Dumnezeu atât pentru prezent cât și pentru eternitate. Profetul, Sfântul Profet, poartă promisiunea lui Dumnezeu de a ridica un eliberator care să le ofere oamenilor neprihănirea lui Dumnezeu, o neprihănire pe care niciun copil, niciun om nu ar putea să obțină pe căi proprii. Sfântul Profet Ieremia ne spune că acest împărat special va schimba identitatea acestui popor. El va schimba omul, nu doar îl va elibera din robie. Iată ce citim în Cuvântul Sfânt, doar câteva versete mai departe, anume Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: Viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de miază noapte și din toate țările în care îi risipise și vor locui în țara lor. Vedem faptul că în aceste versete, 7 și 8, identitatea poporului Israel era strâns legată de Dumnezeu, care, timp de secole, timp de decenii, i-a le-a fost alături în robia Egiptului, în departe de Țara Sfântă. Dar acest Dumnezeu i-a călăuzit pe drumul de întoarcere, le-a fost eliberator, cât și călăuză pe tot acest parcurs. Dragii mei, situația poporului Israel din timpul Sfântului Profet Ieremia este situația fiecăruia dintre noi. Sfântul Apostol Pavel ne spune în Romani, capitolul 3, de la versetul 10 și până la versetul 18, în felul următor: Niciun om nu este neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netremnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura lor este plină de blestem și de amărăciune. Au picioare grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. În aceste cuvinte inspirate ale Sfântului Apostol Pavel, recunoaștem faptul că asemenea poporului lui Israel, din vremurile profetului Ieremia, fiecare dintre noi trăiește astăzi într-o stare de împotrivire față de Dumnezeu. Cu toții ne-am răzvătit față de poruncile divine și ne-am dedat la obiceiuri păcătoase ale acestei lumi. Am găsit că plăcerile și fanteziile păcatului sunt mai de dorit, mai minunate decât este respectarea poruncilor lui Dumnezeu. Noi toți, și nu doar poporul Israel, ci fiecare dintre noi trăim acest dezastru al îndepărtării de Dumnezeu și trăim robia aspră a păcatului. Noi nu merităm altceva decât mânia veșnică a lui Dumnezeu, o mânie care, potrivit cu cuvântul inspirat spus prin gura Sfântului Apostol Pavel, citim în Romani 1, versetul numărul 18,
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Iată așadar că orice necinstire a lui Dumnezeu, adică orice încălcare a poruncilor sfinte, sunt supuse mâniei, adică pedepsei veșnice. Dacă vom arunca chiar și cea mai simplă privire la viața noastră, fiecare dintre noi vom vedea dezastrul în care ne aflăm. În mijlocul acestui dezastru uman colectiv și general, Sfântul profet Ieremia promite un eliberator din robie. Dumnezeu, de fapt, promite un eliberator din robie prin gura Sfântului profet Ieremia. Este vorba de un eliberator care ne va salva din robia păcatului și care ne va schimba starea, făcându-ne neprihăniți prin atribuirea neprihănirii lui Dumnezeu. Acest eliberator nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu întrupat la Betleem. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să fie născut din linia lui David, să trăiască o viață umană asemenea nouă, dar, spre diferență de noi, să trăiască o viață fără păcat, în ciuda ispitelor, în ciuda suferinței, în ciuda lipsurilor la care a fost expus, exact ca și noi. Acest Iisus din Nazaret a trăit o viață de ascultare desăvârșită față de lege și a murit purtând pe cruce vina fiecărui păcat pe care noi l-am săvârșit. El este neprihănirea lui Dumnezeu și El ne-a dat gratuit această neprihănire pentru că noi nu am putut, nu putem și nici nu vom putea, atât cât lumea aceasta va mai ține, să atingem această neprihănire prin propriile noastre forțe, prin propriile noastre dorințe, prin propria noastră viață. Prin moartea Lui, Iisus Hristos ne-a eliberat din sclavia păcatului, iar prin neprihănirea oferită în dar, în mod gratuit, El ne-a făcut capabili să venim înaintea unui Dumnezeu sfânt. Dumnezeu nu mai ține în socoteală păcatele noastre, deoarece acestea au fost șterse de sângele sfânt curs la cruce, iar noi purtăm haina neprihănirii oferită nouă de Hristos prin credință. Dragii mei, zilele despre care Sfântul profet Ieremia vorbea s-au împlinit acum mai bine de 2000 de ani la Betleem. Acolo, ascuns de gloria acestei lumi, departe de slava cu care se năștea în mod normal un împărat în această lume, Domnul Iisus Hristos s-a întrupat venind în această lume pentru a împlini profeția făcută prin gura profetului Isaia. O profeție pe care o citim în Isaia, capitolul 53, versete de la 3 la 5. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune așa, vorbind despre Mesia: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Iisus Hristos este mântuirea noastră. În zilele lui Iuda și în zilele lui Iuda și Israel vor fi mântuiți. Zilele acestea promise au sosit. Iisus, pruncul neajutorat din Betleem, este cu adevărat Dumnezeu neprihănirea noastră. El este speranța noastră de eliberare. Iisus este neprihănirea noastră, iar această neprihănire
Noi o primim prin credință, nu prin eforturi personale, ci doar prin credință. Această neprihănire este a lui Dumnezeu. Ea nu este neprihănirea noastră, ci ne este doar oferită nouă în mod gratuit prin credință. Știu că niciunul dintre noi nu suntem niște credincioși perfecți. Dar știu că pruncul din Betleem este în continuu prezent cu noi prin Cuvântul Sfânt și prin Sfintele Sacramente. Prin aceste mijloace ale Harului, El ne întărește credința și ne ține neprihănirea Lui. El ne conduce viața prin har și prin iertare. El este Cel care ne face sfinți. El este Cel care ne justifică înaintea lui Dumnezeu, dar și Cel care ne sfințește viața noastră de zi cu zi. În Psalmul numărul 144, la versetul 15, citim astfel: ferice de poporul a cărui Dumnezeu este Domnul. Ferice de noi aceia care îl avem pe Domnul ca Dumnezeu. Ferice de noi care slăvim pe Dumnezeu pentru faptul că în urmă cu mai bine de 2000 de ani, la Betleem s-a născut, s-a întrupat Fiul Său care ne-a adus această mântuire minunată. Slăvit, binecuvântat și lăudat să fie bunul nostru Dumnezeu pentru eternitate, pentru această minunată mântuire pe care ne-a oferit-o în Iisus Hristos. Fiecăruia dintre noi care credem că Iisus Hristos este Fiul Său, că a murit pentru noi și că a înviat și că s-a înălțat la ceruri pentru slava veșnică. Amin. Amin.